În această aplicație vom elimina un element dintr-un vector prin cea de-a doua metodă. Prima metodă pe care am folosit-o a fost să mutăm toate elementele mai la stânga, toate elementele de după valoarea pe care vrem să o eliminăm. Le-am mutat mai la stânga și am scăzut numărul de elemente din vector cu o unitate. Dacă avem un vector cu elemente, voi pune elemente în vector 1, 3. Dacă am eliminat elementul minus 7, să zicem, asta a însemnat că am mutat toate elementele mai la stânga cu opoziție. Am suprascris elementul minus 7. Acum, dacă nu doresc neapărat să păstrez ordinea elementelor în vector, îl pot lua pe 7 și să-l mut în locul lui 8 sau pur și simplu îl mut pe 8 peste valoarea 7 și voi scădea numărul de elemente cu o unitate, adică nu mai am în considerare pe ultimul element. Dar în acest caz nu am păstrat ordinea elementelor. Voi declara vectorul voi citi numărul efectiv de elemente din vector. De la 1 la n si out a de i sin a de i, iar acum voi citi o valoare P de la care voi elimina elementul. Deci voi elimina elementul de pe poziția P din vector. Cum fac acest lucru? Fără să mai utilizez un for, voi scrie un swap ADP ADN. L-am interschimbat cu cel de pe poziția N. Sau putem să atribui direct ADP primește ADN sau ADP primește ADN, deoarece nu mă interesează elementul de pe ultima poziție. Voi face N minus minus, după care voi face afișarea, voi realiza afișarea elementelor din vector și out. Deci nu am mai utilizat un for pentru a muta toate elementele de după poziția P mai la stânga, ci pur și simplu l-am mutat. Nu, asta nu este corectă, pentru că trebuia să aduc
Da, corect. Deci, lui ADP am atribuit ADN. O să testăm să vedem dacă funcționează și așa. Dăm pe 3, îl eliminăm pe 3 și avem 1, 2, 5, 4. Adică l-am adus pe 5 pe poziția 3. Haideți să-l comentăm. Și să vedem dacă funcționează și așa. 5. Da. Deci funcționează în ambele cazuri. Ce am făcut în această problemă? Am eliminat un element de pe poziția P din vector.